Atige vorbea astăzi în bucătărie cu fetele despre faptul că ar vrea să-l ceară ea pe Mihai în căsătorie și Anemona spunea că sigur va zice da. Iar Hatige a zis că ar vrea să vorbească, probabil cu cei din staff, să vadă dacă se poate. Prima dată mi s-a părut o glumă, dar nu știu cât de mult a glumit Hatige. Pentru că Simona i-a spus atunci să stea potolită și a strigat-o pe doamna Eleonora Hatige și i-a spus și dumnea ei: Simona a făcut o glumă și a zis: să Îți dau eu inelul de la capacul de ulei și îl cer cu el. Nu știu dacă mai țineți minte când era Blaze în casă și cu Izabela și ea a vrut să-l ceară și chiar a făcut o glumă cerându-l, iar Blaze a zis că el vrea să fie cel care face această cerere în căsătorie. Așadar, nimic nu este imposibil și Adelina i-a dăduse lui Alin în alt sezon un inel, dar el a refuzat. Vom vedea dacă a fost glumă sau nu, dacă va pune în practică sau nu acest lucru.